Bine v-am găsit, prieteni, la un nou videoclip de Black Ops 3. Suntem aici alături de Cerna. Salut. El este mult mai cu experiență în ceea ce privește YouTube-ul. O să fie canalul lui în descrierea videoclipului meu. De asemenea, suntem și cu Eric. El este o pauză. Da, este pus pe șotii, cum se vede. Și o să jucăm un DDM, un TDM. Să vedem ce putem face. Sper să putem face. Ce se goie mai bun, bă, ca Black Ops 3, bă, bă. Nu începe și tu. Hatere. Îmi place să mă tronez. Ce jucăm? Votăm pentru cealaltă? Pentru Fringe. Fringe, că e super bună harta. Este super bună? Da. Păi ziceți că e super bună, atunci să fie. Și să vedem ce putem face. Poate urci eu de level. Corect. Să lăsați cât mai multe like-uri, atât pentru mine cât și pentru Cerna. Poate așa ajunge și la level 55, cu ajutorul like-urilor. Exact. Fiecare like înseamnă 0,0000, așa că îi trebuie vreo 1500 de like-uri pentru acest video. Și știi vorba mea, Vic? Nu cred că o știi. Ți-o zic acum? Nu. Mai bag o fisă. Bag-o tare. Mai bag o fisă. 1500 de like-uri. Da. Dar n-are nimica. Speranța mare ultima. Noi aici vom încerca. Până reușim. Da. Ok, harta asta, cam ca toate hărțile de pe Black Ops 3, au trei linii, ați văzut? E partea de centru, stânga și dreapta. Deci cam cum e CSGO, adică cum e Dust-ul, adică long-ul, B-ul, partea aceea și middle-ul. Cam așa sunt făcute toate mapele, ca să aibă acel flow în engleză, cursul mapei să fie foarte bun. Asta numai că... Eu iau în mintea mea virtuală, sunt invers dungile puse și eu iau din dreptunghi dintr-o parte în alta. Nu știu dacă m-am explicat. Cum să nu? Așa este. Da. Vezi pe Wallride, mă înțelegeți, nu știu dacă mă înțelegeți. Head glitch pentru băiatul ăla. Vreau să-mi scot un... Merge, scuze, ce da, spune. Spune. Din nou vrei să? Să uite, mă... Bă. Să mă plâng de conexiune. Nu. Lasă, nu te mai plângi de conexiune și dă-i tot ce poți. Exact. Eu tocmai ce vreau să zic, că vreau să-mi scot un... ADN, un... chem sau un... o bombă nucleară. Așa și tu te plângi de conexiune. Și ai zis, bă, Cerna, că scoți un ADN. Da. Scoți un vampir. Nu, că le-am zis pe toate dacă ai fost atent. Am zis și de bombă și de chem din Ghost. Da. Vic mă înțelege. Ghost-ul mi-a plăcut, acolo am scos și eu vreo câteva chem strike-uri. Apoi... N-a mai fost așa, dar încercăm. Apropo, o întrebare bună. Aveți de gând să vă cumpărați... Season Pass-ul? La bani. Acest... N-am bani. A zis că nu mai fac asta niciodată pe PC. De ce? Nu sunt player, nu? Asta, da, am făcut asta pe Ghost și îți dă alt playlist. Și nu te bag acolo cu nimeni, adică la început... Din câte mi-aduc eu aminte, te bagă într-un playlist separat, cum spui tu, iar când iese următorul... Următorul de DLC de mape, să zic, îi dă drumul la celălalt, la grămadă. Și tot așa, parcă așa să zic că era. Că și pe mine mă oftica, zic, păi ce fac? Acum sunt obligat să joc numai hărțile astea? Da, e aiurea că pe PC n-o să fie... Așa și o altă întrebare, așa ca să ne cunoaștem puțin ca jucători. Că na, avem câteva meciuri împreună doar. Cu zombii, cum stați? Am zis că tu, Vic, stai destul de normal la zombii. Na. Nu prea sunt cu zombii, am încercat așa, sunt... Eu sunt un player mediu, nu știu ce să zic. Mă refer, Eric, știi ce caut eu? Caut un jucător, că eu sunt noob la zombii. Caut un player care să știe ce trebuie să se facă cu toate prostiile alea.
Păi, pe ele știu să le fac, dar nu sunt bun la supraviețuire, gen, știi, asta e problema. Păi, te înviem noi, nu-i problema. E bine, atunci, jucăm și zombie. Nu înseamnă că ne înțelegem de minune. E bine. Oh my god. Poate vom face și zombie. Să lăsați în comentarii dacă vă place zombie. În mine da, se trage, nu! Oh my god. Știți că single player are campanie la zombies? Da. Păi și jucăm? Sau? Păi depinde ce spun abonații, dacă vor să vadă. Că în România nu există așa ceva. Trebuie să duci peste state să vezi chestii de-astea. Dar pentru asta suntem noi aici, mamă ce aici să moară. Eu bine că mi-am luat launcher, n-am treabă. Elicia. Ai luat Elicia? Nu știi melodia, lasă că luăm copyright. Nu, am crezut că spui de Elicia din GTA, dar na. Fiecare cu ce-l doare. Nu este cu GTA aici ce lasă. Noi suntem bine. Vrem să-i facem cât mai multă poftă lui Vic, poate așa ia și-l cât de curând GTA-ul. Să trăiască... Au! Cine mi-a salvat viața? Îi dau un fursec? De bine că m-am sinucis. Un fursec? Da, fursec, cookie. Cu scorurile stăm egalat? Da, era... La mine. Era un YouTuber. Numai egalat, Dumnezeu. Era un YouTuber și avea acel outro, adică partea de final. Da. Subscribe for a cookie. Subscribe pentru un fursec, ceva de genul. Foarte haios era. Eu cred că voi oferi ori un mic, ori o Salma. Pentru... E mai mare Salma. Un like. Ține de foame Salma. Da, și micul e bun. Nu! Uite bă cum o știu tu, ce bine, e bine. Nu, oh my god. Păi dacă ești, cine era în spawnul lor acolo? Eu cred că eram. Erai băgat exact în centrul lor. Tu și zicei că eram în casă, bă. Zici că erai la nuntă de aia de țigan și mireasa în mijloc și restul pe lângă, dansau. Nu, că așa mi te-am imaginat eu acolo. Deci eram mireasa. Eram un travestis. Da, nu știu dacă Vic este obișnuit cu glume de-astea, dar nu zic, eu sunt mai bubuit. Eu zic să nu vă duceți pe acolo, dar treaba voastră, prieteni. Păi și ce vrei să fac? Să stau aici, mă, ce sniper mi-am luat. Trebuie să spui tu care sniper. Eu l-am luat pe ăla cu sniperul. Măcar menționai, nu vă duceți pe acolo care sniper. Vine cu un iPhone. Păi eu v-am zis să nu vă duceți pe acolo, nu pot, n-am apucat să spun și de ce. Level 26. Da. Bă, de așa de greu ranking. Rapsuri? Cine a scos rapsurile? Nu eu. Nu! Oh my god! Cred că l-a care package, nu l-a scos și eu. L-am scos și eu la care package. La care package. La miloagă, ceva de genul se spune. Care package, eu îl numesc miloagă. Când îl dai, te rogi ca să-ți dea ceva bun, cam așa e. Păi vezi? Sau pomană, cum vrei să-l numești. Că nu știu care... Cum îi zice? Care package-ul? Pentru că... Vezi că e acolo, vezi că e acolo, în dreapta, în stânga, pardon! Te-am salvat, te-am salvat. Mersi. Pe Black Ops te-am luat swarm-ul la care package. Deci cât de balansăm. Swarm-ul? Ce era acel swarm? Ce făcea? E ultimul score streak. Da, dronii. Ultime, doamne. Multe avioane de la... Mici. Dronii. Cum îți merge, Vic, treaba? Se putea mult mai bine, dar conexiunea este... Mie să nu se vadă pe filmare, că programul care filmez eu cam redă și lagul, adică se va vedea așa lăguit, cred. Nu vedea ce va fi. Așa bine îți merge? Eu pot să filmez în 20 de FPS, dar când mă pe filmare am 60, nu știu cine vreau să zic. E bine și așa. Pentru că programul de filmare îți ia toată puterea calculatorului și ți-o duce asupra filmării. Iar ție ce-ți redă monitorul sunt 20 de FPS-uri, dar în memoria lui virtuală sunt 60. Logic. Da, ca un pro player. Băi, prietene, nu vrei să mori. Nu știu dacă Vic, dacă știi vorba lui Panda, pro playerii nu se plâng. Pro-playerii nu s-au atunci plâng. Alexander e paleta. Oh my god! I-am luat cuțit pe la spate. Knife, iară. Aia este...
Oamenii zic că ți-ai luat cuțit în Call of Duty, dar ei nu știu cât de ușor e, adică în nebunia asta câteodată dacă nu ești atent, poți să iei foarte ușor cuțit, adică nu eu e... Eu aproape am gold pe knife, deci... Ca în CSGO, adică da, Eric poate să spună că... 23-9, da, se putea și mai bine Se vede că ai vorbit puțin. Și Cerna a făcut scor bun. Eu nu mai știu să joc, frate, eu sunt pe cea, eu sunt pe lângă joc. N-are nimic. Te instruim noi. Da, mă învăța Eu mă învăț GTA 5, voi mă învățați Call of Duty, e bine și așa. E bine și așa, nu? Sper că v-a plăcut acest video. Să dați cât mai multe like-uri, atât pentru mie cât și pentru Cerna. Cerna, spune și tu ceva? În afară de like-uri, nu uitați să dați și subscribe. Da, bună asta. Da, așa. Da, da. Ne vedem data viitoare, prieteni. La revedere!